Bună ziua! Webinarul de astăzi se intitulează O zi din viața unui desen tehnic, respectiv urmărirea unui desen tehnic în ciclu de viață al unui echipament. Încercăm să urmărim acest flux de lucru prin intermediul uneia din aplicațiile din portofoliul meu în mașină, și anume BlueCello Meridian. Astăzi are o scurtă introducere. Apoi urmărim cum mentenanța inițiază proiecte de modificare, cum se utilizează desenele tehnice în mai multe proiecte concomitente, cum putem colabora cu contractorii, cu partea de inginerie, într-un portal în zona de cloud, și cum primim, din punct de vedere a mentenanței, înapoi desenele modificate, având pentru fiecare echipament la zi ultima revizie. Sesiunea de și, ca de obicei, o aștept pe e-mail. Privind clienții din zona de proces și producție, unde vorbim de instalații complexe, putem spune că gestionăm toată documentația necesară. Vorba de zona de master sau as-built și toate documentele referențiate care sunt relaționate de echipamentele din uzină sau din asset-uri. De exemplu, personalul de la mentenanță este pe teren și dorește să aibă documentație precisă și de ultimă versiune legată de orice echipament sau linie de proces sau de producție. El face note și comentarii, poate realiza poze ale echipamentului și duce aceste informații pe portalul de comunicare cu partea de inginerie, astfel încât inginerii să poată fi conștienți de ce modificări trebuie să realizeze sau sunt deja realizate pe teren. Atunci când inginerul primește o astfel de cerere de modificare, toate documentele merg într-un proiect de modificare. Bineînțeles că putem avea modificări minore, de nivel mediu sau majore, iar documentele se pot afla simultan în mai multe proiecte de diverse tipuri. BlueCello Meridian gestionează de fapt o astfel de proiecte concomitente. Dacă ne uităm la organizațiile de dimensiuni mari, ele doresc să centralizeze toată această documentație, iar Meridian face acest lucru foarte ușor. Privind într-o structură a unei organizații de dimensiuni mari, care are mai multe subsidiare, observăm că documentația este centralizată într-un data center, iar modificările minore au loc la subsidiare ceva mai mici. Bineînțeles că acestea nu se află neapărat în imediată apropiere a sediului, și se află oriunde distribuite pe glob. Normal, toate aceste locații lucrează cu același set de documentație. Astfel, trebuie să oferim o funcționare constantă cu acces global al fiecărei subsidiare la baza de date centrală. În cazul acestor subsidiare, ele pot avea propriul departament de inginerie, dar de cele mai multe ori modificările sunt parțial sau total executate de către o altă subsidiare cu departament de inginerie, de un contractor. Se preferă centralizarea informațiilor în data center pentru sediul central, rămânând ca printr-un client web să se ofere tuturor celorlalte subsidiare acces pentru a gestiona documentația din Meridian. Odată cu creșterea numărului de angajați subsidiare, crește și nevoia sistemului de gestionare a documentației companiei. Dacă e să aruncăm o privire asupra acestei creșteri de complexitate, observăm o creștere de asemenea a complexității legăturii între documente și echipamente sau asset. Arhivele pe suport de hârtie sunt înlocuite din ce în ce mai mult cu arhive electronice, astfel încât datele sunt disponibile la nivel global. Precum managementul de proiect, ciclul de aprobare, monitorizarea performanțelor sunt acum automatizate, economisindu-se timp și resurse, simplificând și procesul de audit, de trasabilitate, de urmărire a acestor procese. Cu toate acestea, soluțiile de management al informațiilor diferă foarte mult în funcție de funcționalitate și nu sunt întotdeauna în conformitate cu nevoile unei organizații. Prin urmare, și soluția noastră are mai multe niveluri de acces. Plecând de la primul pas în organizarea fișierelor într-un file server, mergem apoi către un sistem mai bun de gestionare a desenelor, care să furnizeze desene precise pentru departamentul de mentenanță, să controleze procesul de proiect, să gestionarea reviziilor.
Sau, chiar mai mult, merge către un sistem de lucru colaborativ cu modificări concomitente la același fișiere și, în final, conectăm această documentație cu sistemul de mentenanță. După această introducere, haideți să explorăm un pic ciclul de viață al unui echipament. Acest lucru începe de regulă de la planificare. A se poate fi o pompă sau o întreagă linie de producție. După procesul de planificare, începe procesul de proiectare în sine, proces care poate fi făcut prin colaborare cu contractor. După aceea urmează un proces de procurement. Asetul este, echipamentul este fabricat, montat, testat, pus în funcțiune. Și în acest moment are loc primul proces de handover, de predare-primire, de la contractor la echipa internă de proiectare. Plecând mai departe, odată ce asetul a ajuns în operare, documentația relevantă este predată de departamentul de inginerie către cel de mentenanță și operare pentru a întreține, opera și optimiza acest aset. Pe durata operării pot fi necesare și reparații, înlocuiri, urmând apoi la sfârșitul vieții de commissioning-ul, care înseamnă scoaterea din exploatare a echipamentului sau închiderea unei treci linii de producție. În concluzie, pe durata de viață a unui asset, o serie întreagă de documentații sunt create, modificate și transferate între departamentele organizației, dar și cu contractorii. Blue Cielo Meridian se concentrează pe acest management de documentație a acestor echipamente, pe acuratețea procesului de handover a documentației referitoare la ele. Ca și persoane implicate sau departamente în acest proces, avem partea de mentenanță, proiectare, contractorul și, bineînțeles, verificatorul sau un document controller. Departamentul de mentenanță va executa o comandă de lucru și după descoperirea unei deficiențe în randament, inginerul de la mentenanță va cere înlocuirea unui asset în sistemul de management al mentenanței, în acest caz SAPIEM. Apoi, inginerul va verifica cererea trimisă și o va valida și modifica cu ajutorul contractorului. După ce contractorul va trimite documentele actualizate, inginerul le va verifica și le va aproba, urmând ca în ultimul pas documentele modificate să devină disponibile atât departamentului de mentenanță, cât și întregii organizații. Și o să vedem acest proces în cursul demonstrației de astăzi. O scurtă întrebare, un sondaj rapid pe care am să vă rog să răspundeți selectând pe ecran. Care este cel mai dificil subiect cu care se confruntă organizația dumneavoastră? Și avem patru variante. Asigurarea ultimei variante pentru mentenanță, proiectare concomitentă, colaborare cu contractorii sau respectiv procesul de handover. O să mai aștept câteva minute și o să vă prezint și rezultatele pe ecran. Deci rezultatul acestui scurt sondaj este că majoritatea problemelor sunt la asigurarea ultimei variante a documentului pentru mentenanță, dar și o proiectare concomitentă pe mai multe fișiere, respectiv în mai multe proiecte cu aceleași documente. Revenim la demonstrația de astăzi. În pasul 1, inginerul de la mentenanță dorește să obțină o altă pompă. În acest scop, el va lansa o comandă de lucru din sistemul direct din sistemul de management al de mentenanță, respectiv din SAPIEM. Și să urmărim cum va face acest lucru. Din aplicația de mentenanță din SAPIEM, cu ajutorul unei comenzi dispuse în aplicație, mergând la pompa respectivă, lansăm comanda BC Meridian Documents, care ne va arăta toate documentele care țin de acel asset, de acel echipament. Toate documentele din inginerie, dar și alte documente care sunt legate de acel echipament. Respectiv, aici avem două fișiere PDF, un raport de inspecție și specificațiile tehnice, plus două fișiere CAD, una se referă la partea electrică și celălalt la
izometrie sau la partea de proces. În această interfață web disponibilă celor care au drept de read-only, putem să observăm sau să vizualizăm atât proprietățile acelor fișiere, cât și documentul în sine. Mai mult, putem să vedem și ce revizie are documentul respectiv și dacă sunt alte documente relaționate sau legate de acest fișier. Bineînțeles că dacă suntem pe teren, putem să ducem diverse comentarii online la acest document și să atașăm eventuale imagini pe care le realizăm direct pe șantier. E nevoie să înlocuim pompa cu codul X. Vezi imaginea atașată și putem atașa aceste informații. Ele vor deveni apoi direct disponibile departamentului de inginerie, iar notificarea se face automat către cei care trebuie să efectueze aceste modificări sau să trimită mai departe către contractori efectuarea acestor modificări. E tot ceea ce trebuie să facă din acest punct de vedere inginerul de la mentenanță. Mai departe, ca și concluzie, am identificat o problemă, am accesat documentul în SAP și am dat un comentariu la document. Aceste documente care sunt relegate de asset sunt documentele din zona master sau as-built, documente care sunt deja aprobate, sunt situația existentă și pe care nu le modificăm, ci doar facem diverse comentarii pe ele. Mai departe, vom prelua rolul proiectantului și ăla de proiectantul intern, care va crea un proiect de modificare, va atașa acestui proiect documentele necesare, cele care vor fi trimise ulterior contractorului pentru a realiza modificările efective. În fereastra de client pe care inginerul o accesează, putem să mergem direct la desenele care țin de acea pompă, să vizualizăm informațiile care țin de acel fișier și aici știm stadiul în care se află, revizia fișierului, când s-a făcut ultima modificare, fișierul de vizualizare, detalii, orice date, metadata dorim să atașăm acelui fișier, inclusiv informații din indicator. Să vizualizăm și comentariile care au fost făcute din teren de către cei de la mentenanță. Aceste comentarii sunt făcute strict pe fișierul de vizualizare. Prin urmare, pot să văd imaginea, pot să văd comentariul făcut, cine l-a făcut și când, precum și revizia documentului pentru care s-a făcut acel comentariu. Ce am de făcut este să adun fișierele care țin de acel echipament și să le atașez într-un proiect de modificări. Un prim pas ar fi să verific dacă nu cumva acel fișier deja se află în alte proiecte. E ușor de verificat pentru că programul urmărește automat această relație între fișierul master și fișierele copie care se găsesc în mai multe proiecte. Și aici se vede că fișierul nostru este deja în modificare într-un alt proiect. În urmare, voi alege fișierele care le voi trimite către contractor. E vorba de fișierele CAD, pentru că fișierele CAD le va modifica el. Pot să atașez și raport de inspecție, de exemplu, ca informație suplimentară. Pentru fișierul Word, care este procedura de shutdown, o să-l modificăm local. În urmare, el va fi modificat intern, iar către contractor voi trimite fișierele, în principiu fișierele CAD. Voi realiza o copie a acestor fișiere, deci nu voi accesa direct fișierele din zona master, ci voi crea o copie a lor. Programul tot timpul urmărind relația între copiile create, multiple copii create, deja copii realizat a doua copie, și versiunea și reviziile din zona master. Am creat deja un proiect anterior și voi copia în acel proiect nou fișierele pe care doresc să le modific. Doresc să modific direct sau, bineînțeles, cum o să vedem, o să le modific indirect prin contractor.
Cumva prin faptul că vom modifica noi înșine fișierul Word, o să arătăm o procedură de modificare internă. Iar pentru partea de CAP o să arătăm procedura de modificare prin colaborare, prin portal cu colaboratorii, cu contractori externi. Selectăm cele trei fișiere și realizăm publicarea lor către portalul pe cloud. În acest fel se creează pe lângă cele trei fișiere, în pachetul pe care le transmitem, și un fișier Excel care conține un raport de transmitere, adică fișierele trimise, revizia la care s-au trimis și alte informații pe care dorim să le atașăm din metadata fișierilor respective. Acest pachet se poate trimite imediat sau ulterior și putem să definim pe lângă titlu și cine anume va fi destinatarul acestui pachet. Bineînțeles că acest destinatar va trebui să aibă un cont în zona de portal. Iar jos în lista de destinatar vom putea să alegem care anume persoană va fi notificată cu privire la acest pachet pe care noi îl trimitem. Putem include fișiere sursă, putem include acel fișier Excel, putem include fișiere de vizualizare, care nu sunt fișiere CAD, și putem trimite acest pachet read-only, astfel încât contractorul să ne trimită un alt pachet înapoi separat de cel pe care noi îl trimitem. Putem să definim motivul pentru care dorim această modificare și să definim aceste setări pentru toate documentele din pachet. O să vedeți că interfața cloud este destul de ușoară. Contractorul va trebui să descarce fișierele, să se editeze. Preferăm să primim un pachet separat, astfel încât să avem ambele pachete, cel trimis și cel primit separat. De asemenea, și comentariul se autocompletează automat în funcție de motivul pe care îl alegem în fereastra de mai jos. În acest moment se creează un pachet cu cele trei fișiere plus fișierul Excel, care este publicat direct în portal. Vedeți, observați și stadiul fișierilor care sunt nemodificate, pentru că sunt copii ale fișierilor din zona master. Contractorul va primi și un link către aceste fișiere, pentru numare nu trebuie să le caute în sistem. El va avea direct link către documente. Acesta este fișierul Excel creat, care conține tot ceea ce am trimis, revizia, titlul, disciplina, clasificare, subclasificare, uzina sau șantierul din care face parte respectivul echipament. Prin urmare, ce am văzut în acest video, inițierea unui proiect de modificare în care s-au adăugat documentele de modificat, crearea unui pachet și trimiterea acestui pachet către contractor. Următorul pas este să mergem către contractor. El va primi documentele, va face modificările, va reurca aceste documente după ce le va verifica și ele vor fi reprimite în Blucelo Meridian. În e-mail, contractorul este notificat, s-a primit un pachet nou pentru update. Va deschide acest e-mail care va conține link-ul către pachetul respectiv. Vedeți că este un mesaj automat. Are numele pachetului, titlu, motivul pentru care se dorește această modificare și link-ul către pachetul respectiv în portal. Va merge direct pe butonul Open, va deschide portalul. În portal, autentificarea se face momentan prin trei variante, prin Google, Microsoft și Office 365. În acest caz s-a făcut prin Gmail. Notificarea nu trebuie decât să se conecteze la portal și va ajunge direct în zona rezervată unde are pachetele destinate numai lui. Alte detalii, numele, de ce s-a generat această cerere,
cine este responsabil, ce descriere are documentele, proprietăți din documente, când s-au creat și așa mai departe. Observați că butoanele de send și upload sunt dezactivate pentru că încă nu a descărcat pachetele să facă modificări, prin urmare, neavând modificări pe pachete, nu poate să le retrimită. Și pe faptul că am bifat acel read-only, astfel încât el trebuie să creeze un pachet nou cu desenele modificate, cu noile revizii. Nu numai aceste fișiere se vor readuce în sistem, ci și modificarea acelui fișier Excel, acelui raport de transmitere, cu orice modificări trebuie să facă cu contractorul. Poate să modifice numai revizia, dar poate să modifice și date din proprietăți, din metadata. Fișele se pot vizualiza, putem să vedem detalii, putem să avem un preview direct în interfața web. Putem observa astăzi și unde anume trebuie să facem modificările. Pachetele se pot descărca unul câte unul sau se pot descărca întreg setul de fișiere. Interfața destul de simplă și destul de interactivă. Se poate descărca, pot descărca fișierele, bineînțeles, prin procesul intern contractorul le va modifica. Este un fișier zip. Nu vom urmări aici procesul de modificare în sine a fișierilor, ci vom urmări procesul de reîncărcare a lor după ce s-au modificat și urcarea lor înapoi în portal. Acesta este fișierul Excel primit. Contractorul sau proiectantul va trebui să genereze sau să modifice în acest fișier ceea ce e de modificat. Poate să fie orice din metadata sau poate să fie numai revizia, numărul de pagini și așa mai departe. Odată finalizate modificările, se va crea un pachet nou de către proiectant, în care vor fi atașate noile fișiere, cele modificate. Prin urmare, pentru el este un proces destul de simplu, este vorba de vizualizarea pachetului, descărcarea lui, modificarea internă a acelor fișiere și urcarea noii versiuni în portal, pentru ca firma să poată să descarce ultime fișiere și să le publice în propriul sistem. Un titlu, câteva descrieri și încărcarea fișierelor. Pachetul este automat numerotat, denumit. Pentru upload putem să facem pur și simplu drag and drop al fișierelor interfață sau să folosim butonul browse pentru a le căuta. Pe lângă încărcarea în sine, programul face și o verificare a dependențelor între fișiere, în cazul în care am încărcat mai puține fișiere și mai sunt fișiere conectate de către fișierul sursă. Programul ne anunță dacă mai avem sau nu și alte fișiere de urcat în sistem. Aici este fișierul Excel în care contractorul sau proiectantul a pus numai cele două fișiere pe care le-am modificat cu noile revizii de 2 și A2. Înlocuit eventual și alte informații de metadata, ele se vor fi suprascrise peste cele existente. Va încarca cele două fișiere CAD pe care le-am modificat, inclusiv fișierul Excel. Vedeți că avem o verificare a dependențelor, în cazul în care în fișierul AutoCAD mai era atașat alt fișier AutoCAD sau imagini, poze. Important e în special partea de CAD să avem toată documentația trimisă. În acest pachet putem să atașăm și alte fișiere care nu au fost trimise. În cazul în care în proiectare mai apar și alte fișiere, ele se pot atașa ca fișiere noi în acest pachet și vor merge și ele în sistemul meridian al beneficiarului. După ce se salvează și creează pachetul, bineînțeles că el trebuie trimis. Avem și aici un motiv pentru care îl trimitem, s-a făcut un update sau îl trimitem spre verificare. Cu el trimitem și o descriere.
S-a rezumat, proiectantul a descărcat pachetul din portal, a modificat fișierele aferente și a trimis, după ce le-a verificat intern, le-a trimis către beneficiar care la rândul lui le va verifica. Acest proces de primire-trimitere se realizează prin portalul web. Documentele s-au întors de la proiectant și urmează ca ele să fie verificate intern. Odată ce se verifică, versiunea nouă a documentelor va fi înapoi publicată în zona master. Cu alte cuvinte, vom obține o nouă revizie a fișierilor noastre din zona master sau S-Build. Și haideți să vedem procesul de primire acestor documente înapoi în Blucero Meridian. Aici vedem vechile documente, cele pe care le-am trimis și fișierul Excel trimis. Observați că fișierele trimise sunt cu gri pentru că ele deja sunt în proces de modificare în exterior. Procesul de aducere înapoi a acestui pachet trimis de către inginer, de către proiectant, se poate face manual sau automat. În cazul acestui exemplu, importul sau verificarea pachetului se va face manual. Dar există și posibilitatea de a face rutine care să importe automat acel pachet și să avem noile fișiere deja importate în sistem. În acest caz s-a dat o comandă de a importa pachetul din portal. Avem o listă cu ultimele pachete care au fost urcate în acest portal și care țin de destinatarul respectiv. Putem alege în această listă de pachete pachetul pe care dorim să-l importăm, pot fi toate sau numai unul dintre ele, de regulă ultimul. Și aplicația va descărca din portal acest pachet și vom obține un mic raport privind fișierele care s-au importat. Câte fișiere noi sunt, dacă au fost erori și câte fișiere s-au actualizat. Avem două documente actualizate, nu avem documente noi și nu avem documente care nu se fie importat. De asemenea, avem mesaj privind și faptul că s-a găsit acel fișier Excel, nu era postul de transmitere și că el a fost și procesat. Respectiv, documentul nostru acum va avea revizia de 2, respectiv a 2. Observați cele două rapoarte, cel de primire și cel de trimitere, în care avem noile fișiere cu noile informații. Iar fișierul nostru, ultima versiune pe care noi o vedem, este versiunea primită de la proiectant. Este direct în review pentru verificare și are versiunea de 2. De asemenea, la comentarii observăm că este importat din Meridian 360. Și avem o completă trasabilitate asupra acestor fișiere. Urmează un proces de verificare a acestor fișiere, trecerea lor pe un flux intern. Poate apărea și situația în care avem sute de documente. În acest caz avem un număr mai mare de verificatori și un document controller care să-i adune aceste informații de la ei și să le comaseze la final. Fac o primă verificare, să spunem, netehnică. Verifică dacă fișele corespund, dacă au metadata completate, dacă sunt toate, dacă sunt lipsă. După care trimite aceste pachete, documente, le distribuie către verificatorii interni, care poate să fie un grup de ingineri de mai multe specialități. Poate să fie structurist, mecanic, pipe designer și așa mai departe. Ei vor verifica și vor analiza aceste documente, rămânând ca comentariile și observațiile acestor verificatori să fie unificate către acest document controller, iar el, în situația în care sunt probleme, returnează atât documentele cât și comentariile înapoi către contractor. În cazul nostru avem un singur verificator care va face verificarea acestor fișiere, fiind și puține, dar e și varianta în care mai mulți verificatori trebuie să aprobe pachetul de fișiere. Mai revenind, vom
trece pe flux aceste fișiere pentru a fi verificate sau pentru a fi aprobate, mai exact, având și încă un fișier cel Word pe care trebuie să-l trimitem pe fluxul intern de modificări. Pentru a vedea ce am primit de la proiectant, putem să vizualizăm reviziile unui document și să comparăm între ele mai multe revizii. Respectiv, am plecat de la revizia C, am trimis pachetul cu revizia de 1 și am primit înapoi revizia de 2 și vrem să vedem ce anume s-a modificat în acest fișier. Putem face această comparare numai pe fișierele CAD, ci pe orice fel de documente. Putem vedea colorat pe o legendă de culori ce anume s-a adăugat, ce anume s-a șters într-o revizie și cealaltă și ce anume a rămas pe loc, nu s-a schimbat. În acest fel, foarte ușor să observăm modificările efectuate și să verificăm documentele respective. Putem de asemenea ascunde sau vizualiza informațiile respective. Putem crea un raport și putem să printăm chiar diferențele între documente. Mai rămâne să modificăm și fișierul intern. El a fost numai copiat, vă reamintesc, în proiectul curent. Îl trimite pe flux. Pornim modificarea acelui fișier. Definim un responsabil pentru modificarea respectivă. Fișierul ajunge în starea Under Change. Va fi deschis cu aplicația nativă. Vor fi executate câteva modificări pe fișier. Simplu, nu insistăm asupra acestor editări. Fișierul salvează, se închide și deja avem în sistem noua versiune. După finalizarea editărilor, vom trimite spre verificare acest fișier. Tot acest flux de aprobare se poate configura după cerințele clientului. Rămân ca apoi să aprobăm aceste documente. Atât cele primite de la proiectant, prin tantul extern, cât și cele modificate intern. Vedeți aici reviziile a 2-2 pe cele două documente, sunt cele primite de la proiectant. Le vom aproba în cazul în care nu avem alte observații. Avem și un motiv și un cod în acest proces. Ce vom face pentru ambele documente. După ce ele s-au aprobat, urmează o ultimă etapă și anume publicarea lor ca și fișiere as-built sau master înapoi în zona aferentă. Aici putem să observăm, înainte de a trimite aceste fișiere ca master, ne amintim că le exista un alt proiect deja în modificare, putem să facem o spunem unire a modificărilor din cele două zone, depinde cine termină primul de modificat desenele și putem să-i spunem programului îți pot confirma că am ultimele modificări. În cazul nostru, suntem primii care vom aproba și lansa aceste desene în zona master. Cel care lucrează pe proiectul anterior va fi notificat și va fi conștient, să-i spunem, de modificări pe care noi le-am făcut deja. De asemenea, se păstrează în zona de arhivă o variantă a reviziei publicate. Vom avea împărțită pe ani și proiecte fiecare scriere sau publicare care am făcut-o în zona master. Prin urmare, la revizia D am ajuns deja la ultima noastră versiune, ultima revizie a acestui document. Mai rămâne să facem această versiune, să o publicăm în sistem, astfel încât să o poată fi văzut de către cei de la mentenanță. Din urmare, am primit desenele modificate de la contractor, le-am verificat, le-am trimis pe flux, le-am aprobat și le-am publicat ca ultimă variantă în zona de master. Ultimul pas este reîntoarcerea și închiderea circuitului înapoi la mentenanță. Mentenanța va fi cea care va reintra în interfața web din sistemul de mentenanță și va vedea pentru respectiv echipament, respectiva pompă,
ultima versiune a documentelor cu ultima variantă, așa cum au fost cerute modificările prin comanda de lucru. Prin urmare, ea va executa aceeași pași, va merge pe pompă, va accesa documentele din Meridian și în interfața web va putea să vadă exact aceleași documente, dar la ultima revizie. Documente care conțin noua pompă. Bineînțeles, singurul care nu este modificat este specificația tehnică în acest caz și raport de inspecție. În concluzie, am urmărit 4 pași, 4 etape principale. Odată pornirea modificării din la de mentenanță de pe teren, verificarea problemei, accesarea documentului în sistemul de mentenanță, în SAPIEM, adăugarea unui comentariu și a unor poze, notificarea proiectantului intern asupra modificărilor, care va iniția un proiect de modificare, va adăuga documentele la acest proiect, copii ale documentelor și le va trimite sub formă unui pachet prin portal la contractor extern. Contractorul extern va prelua aceste desene, le va descărca, va face modificările aferente, va recrea un pachet nou pe care îl va trimite înapoi la proiectantul intern, de fapt la cel care verifică documentele, document controller, care le va verifica, le va trece prin fluxul de aprobare și le va publica înapoi în zona SBuild, rămânând ca aceste documente să devină vizibile pentru mentenanță. Privitor la soluția Brucelo Meridian, de ce un management al informațiilor care țin de ciclul de viață al unui asset, al unui echipament? Odată, pentru că se păstrează și se protejează documentele în zona master, în zona SBuild. Ați văzut că lucrăm pe copia documentelor și programul ține evident acestor copii, niciodată nu lucrăm pe fișierul din zona master. Mai mult, odată ce am publicat nou fișier, el va fi păstrat și ca variantă sau versiune sau revizie anterioară. E foarte rapidă căutarea și găsirea documentației SBuild. S-a aflat într-o anumită zonă, are foarte multe metadata și informații să le găsesc rapid. Mai mult, în cadrul Brucelo Meridian putem să creăm aceleași asset-uri pe care le avem ca și coduri în sistemul de mentenanță și să ne legăm direct în interfața Meridian cu aceste documente, astfel încât putem, căutând pompa sau căutând documentația, să găsim ambele capetele ale acestei comunicări între echipamentul efectiv și documentele, în special tehnice, aferente. Putem să controlăm modificările, avem o gestionare foarte controlată a lor prin diverse proiecte care pot să deruleze și în paralel. Putem să gestionăm toate documentele tehnice din proiectare și nu numai fișierele CAD, ci și orice alte documente pe care le avem. Putem să urmărim mai bine documentația care ține aceste echipamente, fie în interfața Meridian, fie ați văzut plecând din interfața sistemului de mentenanță direct în interfața web. Prin urmare, avem o consistență a ultimelor revizii ale echipamentelor, a asset-urilor legată de asset-urile în sine. Pentru că aceste fișiere relaționate de către asset-uri se actualizează din toate proiectele în care sunt și imediat regăsim ultima variantă atunci când mergem pe un anumit echipament. Și în ultimul rând, avem o conformitate cu reglementările FDA. Pentru cei care desfac echipamente sau produse pe piața americană, de o anumită categorie, putem să avem o trasabilitate și un audit complet al informațiilor în conformitate cu reglementările FDA. Sper că am depășit timpul alocat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru răbdare. Sper că a fost interesant. Aștept întrebări pentru orice vă interesează reflectorul la Brucelo Meridian pe adresa de e-mail. Încă o dată mulțumesc și vă urez o zi bună!